Raionul Șoldănești riscă să intre în incapacitatea de achitare a salariilor. Asta s-ar putea întâmpla dacă în decembrie curent din bugetul național nu vor fi transferate sumele necesare. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței Consiliului Raional de către Gheorghe Musteață, președintele Comisiei Finanțe și Buget a Consiliului Raional. Iurie Prisecar, șeful Direcției Raionale Finanțe, s-a arătat mai optimist în această privință. Dânsul insistă că deocamdată bugetarii nu trebuie să-și facă griji. Asta pentru că în rezerva raionului mai sunt suficiente finanțe pentru a fi salarizați toți bugetarii. Astăzi este convocată ședința ordinară a Consiliului Raional. Din cei 27 de consilieri aleși, avem prezență în sală 25. Ce propuneri aveți vis-a-vis de începutul ședinței? Punem la vot. Vă rog mult să votați. Aș vrea, adică, ca să fie mai ușor în ceea ce am să prezint, să urmăriți pe anexele prezentate la dumneavoastră la proiectul decizii, pentru a vă fi mai ușor să înțelegeți ce voi expune. Deci, bugetul Raionul Șoldănești, în total, perioada 9 luni, anul 2015, a fost executat în sumă de 102.253.000 lei, la partea de venituri și 103.487.000 lei la partea de cheltuieli, cu un deficit în sumă de 1.000.000. Domnul Săcar, hai, eu sunt nevoit ca să vă întrebăm puțin. Stimați colegi, hai vă rugăm, hai să sistemăm un cazul, pentru că nu este bine, dumneavoastră, s-a trebuit, s-a discutat în comisie, s-a vorbit atâta timp și noi acum primește... Zumzăim. Da, ca la piață. Hai vă rugăm. Da, mulțumesc, mă scuzați. Cu un deficit în sumă de 1.233.000 lei. Aceasta constituie 84,9% și respectiv 75,5% în comparație cu prevederile precizate în perioada menționată. La partea de venituri, nu au fost încasate venituri în sumă totală de 18.206.000 lei, inclusiv venituri proprii 967.000 lei. Transferuri curente 7.119.000 lei. Transferuri între bugetul de stat și cel al Unităților Administrative Teritoriale 9.678.000 lei. Granturi 440.000 lei. La partea de cheltuieli au fost utilizați 29.982.000 lei. În cea mai mare parte n-au fost utilizați alocațiile pentru învățământ 11.208.000 lei. Destinate reparațiilor capitale și curente, precum și aprovizionarea combustibilului pentru perioada rece. De asemenea, n-au fost utilizați 9.937.000 lei din Fondul Ecologic Național, dat fiind faptul schimbării modalității de finanțare, și anume prin solicitarea achitării contribuției comunității. Pe perioada raportată, planul precizat la impozite și plăți proprii a constituit 14.415.000 lei. S-a executat 13.448.000 lei sau 93,3%, nefiind încasați 967.000 lei. Conform prevederilor bugetare precizate, în structura veniturilor proprii, cea mai mare parte o are impus pe venit din salariu, o mărime de 4.498.000 lei sau 31%. Urmat de impost funciar în mărime de 2.609.000 lei sau 18%, taxa rutieră 2.489.000 lei sau 17% și mijloacele speciale 2.261.000 lei sau 15%. În total, aceste patru impozite constituie 82% din volumul total al veniturilor proprii. Însă, conform datelor executării, dacă impozitul pe venit din salariu a fost supraîmplinit cu 541.000 lei, atunci la impozitul funciar n-au fost încasați 393.000 lei, la taxa rutieră 608.000 lei, la mijloacele speciale 723.000 lei. Din suma totală executată a părții de venit, 57,8% sau 59.142.000 lei sunt veniturile bugetului raional, care s-au acumulat la nivel de 90% față de planul precizat. Partea de venit executată a bugetului raional este constituită din transferul de la bugetul de stat în volum de 54.551.000 lei sau 92,2%. 4.591.800 lei sau 6,8%
fiind încasările de veniturile proprii, care s-au executat la nivel de 89%. Partea primăriilor în volumul total executat al veniturilor este respectiv de 42% sau 43.110.000 lei, ceea ce valorează 78% din suma precizată perioada dată. Din suma indicată, transferurile constituie 79% sau 34.254.000 lei, iar veniturile și încasările proprii 8.856.000 lei sau 20%. Fiind executate la nivel de 95% din 9.300.000 lei preconizați. Din cele 23 de primării, 8 au supraplinit planul la venituri proprii. La un nivel înalt s-a înregistrat acumularea veniturilor proprii la primăriei Ilișiv ca 116,6%, Chipeș ca 116,4%, Răspopieni 114,9%, Rogojeni 114%, Cotijeni Mare 113,6% și altele. La cel mai scăzut nivel s-a aflat acumularea veniturilor proprii la primăriile Olișcani 62%, Găuzeni 69,9%, Fuzov ca 70,7%. Și alte. Comparativ cu 1 ianuarie 2015, restanța la impozite și plăți s-a majorat cu 544.000 lei și a constituit 1.356.000 lei. Executarea părții de cheltuieli s-a efectuat reieșând din posibilitățile create în urma executării părții de venituri. Astfel, perioada a 9 luni ale anului 2015 din bugetul raionului s-au efectuat cheltuieli în volum total de 103.487.000 lei, ceea ce a constituit 75% din prevederile planului precizat perioada gestiunii. Din cheltuielile prioritare au fost plătite integral fondurile salariale preconizate și fondurile de stimulare în sumă de 46.494.000 lei, efectuate transferuri la bugetul asigurării sociale 10.131.000 lei și asigurare medicală 1.881.000 lei, achitate gazele 2.837.000 lei, procurat combustibil pentru încălzirea instituțiilor bugetare 718.000 lei, reparații curente instituțiilor bugetare 873.000 lei, cheltuieli capitale 20.901.000 lei. De asemenea, s-au efectuat cheltuieli pentru hrana copiilor în grădiniți și școli în sumă de 4.026.000 lei. Aceasta constituie 15,31 lei pentru un copil pe zi din contul bugetului și a mijloacelor speciale în grădinițe și 6,87 lei în școli contra normativelor medii respective, 15,46 și 7 lei respectiv. În perioada raportată din bugetul raionului, în total au fost întreținute 191 instituții bugetare, cu un efectiv mediu de 1.742,8 unități statale. Salariul mediu lunar al unei unități a constituit 2.985 lei, inclusiv pe ramurile de bază. Serviciul de stat 4.672 lei, învățământ 3.037 lei, cultura 2.054 lei, asistența socială 2.641 lei. Cea mai mare pondere de cheltuieli, 70%, în suma totală executată a bugetului raional, o are ramura învățământului sau 40.651.000 lei, urmată de asistența socială în sumă de 8.685.000 lei sau 15% și servicii de stat 2.670.000 lei sau 4,6%. Din ramurile de bază ale bugetului raional, cel mai slab executat a fost ramura învățământului, 84,4% din prevederile precizate. Cele mai favorizate au fost restul cheltuielilor de ordin social, unde executarea nu variază mult, adică și a constituit 84,8% până la 90,5%. O neîndeplinire considerabilă s-a atestat la capitolul investiții din toate sursele de finanțare, în special din Fondul Ecologic Național, cauza principală fiind schimbarea modalității obținerii transferului la Fondul Ecologic Național, după cum am menționat și anume, necesitatea achitării prealabil a contribuției comunității. De asemenea, nu au fost executate integral alocațiile destinate alimentației copiilor grădiniți pentru copii din cauza frecvenței joase. La situația din 1 octombrie 2015, comparativ cu situația din 1 ianuarie 2015,
Datoriile debitoare, termen expirat, au rămas la aceeași nivel și au costit 88.000 lei, reieșând care revine în întregime Consiliului Raional cu renumită firmă sau Discons Impex. Comparativ cu aceeași perioadă, datorii creditoare, termen expirat, nu s-au înregistrat. În prezent, Consiliul Raional întreprinde măsuri privind lichidarea datoriei menționate. Reieșit din cele expuse, se constată că în perioada raportată, activitatea financiară a autorităților locale de ambele niveluri a fost direcționată într-o executare atribuțiilor funcționale legate de executare pe deplină a prevederilor alocațiilor bugetare, a deciziilor și actelor normative din domeniu. Pentru perioada rămasă până la finul anului este necesar de asigurat executarea integrală a bugetelor respective precizate pe anul 2015 și promovarea și aprobarea în termen a bugetelor respective pentru anul 2016. Portul la sfârșit, dacă sunt întrebări la proiectul decizii. Bine, mulțumim. Înainte de a trece la dezbaterea propunerii și așa mai departe, vreau să ascultăm avizul comisiei. Avizul comisiei este pozitiv. Noi am ascultat cu atent informația domnului Prăsăcaru. Suntem într-o situație financiară destul de dificilă. Urmează să facem multe achitări, dar cu regret, la momentul actual, banii pe contul Consiliului Raional nu sunt. Avem datorii la asistență socială peste 500.000, avem datorii la salarii la cele două puncte de pompieri din Vadrașcov și Cotiujeni Mari 500.000 și ne așteaptă să achităm 2,5 milioane, partea care trebuie să o achităm, a creditului care a fost luat încă cu mulți ani în urmă, de 1.100.000 de euro. Dolari. Așa că ne așteaptă zile grele, nu e exclus să ne pomenim în incapacitate de plată. Sunteți optimist, domnul ședinte? Și propuneri mai aveți, și întrebări aveți la raportor, la membrii comisiei, vă rog. Domnul președinte, ce trebuie să mai dăm raportul, dacă vorbim președinte comisie, tot o spus. După procedură, vă zic că nu pot sta. Întâi spun întrebări la raportor, pe urmă, se mai spune și comisia și expune. Noi revedem comisia, dacă trebuie comisie pozitiv. Nu, dacă trebuie comisie pozitiv. Dacă întrebarea nu a fost discutată în comisie, înseamnă că e niște un. Dar domnul chiar poate să spui mai bine cum se face. Domnul Mopă, ce propunere aveți? Întrebări ați. Da, profesor. Propunerea nu pe putem să dăm că... Eu știu, eu, dacă... Banii nu se le. Domnul Psăcare, ați terminat raport cu ultima frază care ați spus că trebuie să întreprindem toate măsuri necesare pentru executarea bugetului aprobat pentru 2015. În caz că nu se întreprinde, care e riscul? Nu-l executăm. Deci, conform practicii din alți ani, adică, și conform procedurilor, adică, de executare a bugetului, adică raportul pe 9 luni sau indicatorii care i-am expus pentru 9 luni, ei nu sunt atât de adică comparabili ca să putem aprecia sau estima pe deplin cum ar fi executat bugetul pe an. Adică deja noi ne aflăm în luna decembrie. Adică bugetul se execută ritmic, toate solicitările de finanțare sunt asigurate, sunt achitate salariile, adică se achită prezent, adică rezervă pentru achitarea salariilor avem și pentru celelalte măsuri care prevăzute în diviziile de cheltuieli, după dinamica executării, adică încasării venitelor și capacitatea de a cheltui a instituțiilor sau solicitările de a cheltui. Adică denot faptul că toate solicitările vor fi asigurate. Ce se referă la partea de venituri, care adică este foarte important pentru a fi executată. Raportul este pentru la situația din 1 octombrie. Deja la
Aici, iar nu era terminul 2 de plată la impozit funciar, care era cu restanță la prima etapă când s-a achitat. Și în anul acesta, adică este indicatorul dat la impozit funciar diminuat cu mult, deoarece în anul acesta nu s-a observat tendința agenților economici de a achita cu, în avans cu reduceri de 15%. S-au fost îngrijorați de situația, adică de secetă sau de rezultatele care le puteau fi așteptate, adică poate și mai rele încă. Dar acum situația, adică, devine la normal. Unica și problemă mare care e la noi, adică este un pericol ca să nu putem executa pe deplin prevederile bugetare, fiind toate sursele de finanțare, inclusiv și transferul de la bugetul de stat, adică ele devin parte componentă a bugetului raional. Și iată, în legătură cu anul trecut, bugetul de stat a fost aprobat în luna mai, adică cu o întârziere de 5 luni. Noi avem, la moment care eu am menționat, avem neprimit transferul de la bugetul de stat, care a fost pe perioada primilor 5 luni anul acesta, în jur de 7 milioane. Și este un risc ca aceste 7 milioane să nu vină până la sfârșitul anului, fapt care ne determina, adică că să fim mai limitați în... Adică noi de mult lucrăm cu aceasta, să limităm cheltuielile, numai cele strict necesare le satisfacem, adică le efectuăm. Și avem risc să nu obținem sold, adică la cont, pentru a putea, adică face careva măsuri în anul viitor. Dar executarea părții de venituri cât de cât a să fie executat. Nu, asta e clar. Noi avem, adică, de 9 luni de raportare până la 12 luni, avem 3 luni și, practic, cunoaștem că cam pe ultima sută de metri, practic, se execută niște măsuri mai mari. Dar, referitor la faptul, dar puteți să-mi spuneți, în cazul în care a spus că noi n-avem executați din buget aproape 9 milioane și ceva ce sunt din fondul ecologic. Da. Dacă nu mai găsesc contribuții autorității publice locale, înseamnă că executarea să fie zero. Da, așa este. Dar vreau să spun că aceste 9 milioane nu sunt toate efectuate lucrări dintre însă. 9 milioane s-au format, înțelegeți cum, să faci tenderul. Deci adică contractarea și automat, conform contractului, se registrează contractul la trezorărie, planurile devin deja. Dar lucrările încă nu sunt executate toate pentru a obține, adică, finanțare. Acolo trebuie depus contribuția în mărimea executării lucrărilor. 15% din ce și executat lucrări. Dar în orice caz, riscul din parte, să nu avem acum. Da. Bun. Doar cu ultima întrebare. Dacă se poate, mă uit tot la executarea cheltuielilor pe 9 luni, la, și dacă o să poate să expui și Victor Ivanici, referitor la transportul și drumul. Da. Din bugetul raional avem executat 60% din bugetul bugetele satului orar avem 94% din câte vără. Și nu știu ce, dar mă uit că în domeniul există practic executare cam și mai slabă la șterile de drumuri. Și întrebarea mea e în felul următor. Nu știu că e diferească, dar nu avem de reparat drumuri sau nu avem mijloace bănești? Pentru că de aprobat am aprobat bani mai mulți. Vă spun. Asta e una, o parte a întrebării și a doilea parte a întrebării. Care a fost executarea din bugetul de stat, fiindcă cunoaștem că am avut aprobați prin Șoldănești 950.000 la drum și nu știu care e motivul de ce nu au fost executați aceștia 950.000. Bun. Ok. Cine răspunde? Referitor la ce e și executat, încep de la sfârșit, de la executat de la bugetul de stat, nu pot să vă spun nimic, fiindcă ei sunt gestionate de administrația de stat a drumurilor, este de la bugetul de stat. Și se referă la taxa rutieră sau și respectiv și lucrările care au fost executate din taxa rutieră ce revine raionului. Ea a fost aprobată în mărimii 3.200.000. Dar iarăși, reieșit din faptul că bugetul de stat a fost aprobat în luna mai, plata în taxă mărită a început să fie percepută odată cu aprobarea bugetului. Primele 5 luni a fost percepută
cine sunt posesori de autovehicule și au trecut. Respectiv, taxa până în luna mai a fost plătită în sumă mai mică, ce care era caracteristica anului trecut. De la toată această afacere, adică noi n-am primit în buget, ci ca 700.000 lei. În schimb, toate lucrările care au fost preconizate în programa aprobat de dumneavoastră pentru reparația drumurilor atât locale cât și în localități și întreținerea drumurilor pe primăvară, perioada toamnă, primăvară și respectiv de iarnă, ele au fost executate. A să avem mai departe este proiect decizie care să fie examinat cu privire la rectificarea bugetului. Noi este 700.000 diminuăm taxa care nu a, adică planul la, care nu a fost acumulate, dar nu afectează nicio lucrare. 700.000 care le diminuăm, îi diferența dintre planul care a fost aprobat de către dumneavoastră și rezultatul procedurii de achiziții. Adică, lucrările toate s-au făcut, dar rezultatul achiziției a fost propus o sumă mai mică de a efectua lucrările. Cele s-au făcut cu o sumă mai mică. Mulțumim. Alte întrebări? Nu. Eu referitor la întrebarea. Când întrebați referitor cu... Cu drumul. 950.000. Nu cunosc. Deci, eu vreau să dau la domnul Sacari. Deci, dați atent. Dacă aveți decizia, noi am avut 3.200.000 am trecut de la fondul de ieri, așa? 3.200.000 de la fondul de ieri pentru raion. Pentru care 200.000 a fost pentru profilare, 200.000 pentru timpul rece, și restul a fost împărțit 1.500.000 pentru localități de care au cântat și 1.300.000 pentru cercare de domn. În urmă, rezultatul tenderului care s-a trecut, deci s-au micșorat sumele. Volumul a rămas de lucrări aceleași, dar sumele s-au micșorat. Adică, ceea ce noi am planificat s-a micșorat cu 960.000. Deci, lucrările sunt în situație. Lucrările se deplică 100%. Dacă am trăit de 3.200.000, am avut planificat banii pentru orașul Oldănești, corect? Nu. Am avut 250.000. Nu, dar ce? 950.000 au fost trecat. Aceia 900.000 au fost la bijou de stat. Nu, a fost în fondul rutier. Da, la fondul rutier. La Popâlea și la aici. Deci, după ce am primit scrisoare oficială, că banii sunt opați, de ce? Că la fond, de la bijou de stat, aș fi ce copii. Nu a fost finanțat de la bijou. Cunoaștem situația că în altă reuani s-au executat. Nicăieri. Dacă, de exemplu, Telemeștiu, eu cunosc personal, Telemeștiu a înaintat o bine. Oșcar, dacă se răgeau, nu este de bani și așa. Nu au existat. Da, vă rog, am întrebări. Da, mai sunt întrebări la raportor. Eu am întrebat la domnul Pisacar. Doamne, știu dacă ar ca finanțist, aveți așa cifre că noi trăim schinarea statului, da, așa să spun. Noi suntem stat în stat. 92% vin banii din Dumnezeu. Dar dumneavoastră aveți așa cifre, cât raionul asumă toți banii care trimit în curul? Da. Și sunt... Dacă avem, dacă nu, am dat răspunde. Noi avem, fiindcă avem proiectul de buget care e prezentat la Republică. Proiectul de buget... Hai, dacă am dat întrebare, suntem. Asta e interesant. Deci, asta e la întrebarea următoare, adică cu examinarea proiectului de buget, dar eu acuși găsesc cifra și vă spun. Răză că proporția rămâne tot aceeași. Noi din tot volumul bugetului e 20% veniturile proprii și 80% suntem dotați, asta în mediu cu tot, cu tot teritoriul, cu tot cu primării. În special, în bugetul raional avem 92, după cum am menționat, din venituri. Dar în sumă, eu vă spun cât acușii găsesc. Nu trebuie să mă uit pe calculi, pe contingent. Eu aici am bugetul raional, dar bugetul total pe raion nu am. Suma. Eu vă spun. Poate inspectorul fiscal poate să răspundă la întrebarea dată la voi așa. Nu, vreau să vă spun. Nu mă trebuie cifre de sud. Bine.
Concret, vă spun. Da. Ce fac puțin lucruri. Mai sunt poate luări de cuvânt, propuneri. Dacă nu sunt alte propuneri, alte întrebări, propun votul lui dumneavoastră proiect de decizie 5-3. Cine este pentru, vă rog, votați.